Bun venit în Tenerife! După ce am stat 2 ore pe aeroport în UK, am ajuns și în Tenerife. Ne-au îmbarcat frumos și după ce ne-au îmbarcat în avion, ne-au spus că nu pot pleca pentru că este trafic mare în aer și am mai stat o oră și încă o oră până s-au făcut 2 ore de stat în aeroport. În avion, pe loc, amorțiți, iar apoi încă un zbor de 4 ore jumate și în sfârșit am ajuns. Asta, auziți sunetul valurilor, super. Cred că e un sunet foarte relaxant în general. Bineînțeles că veți fi acostați de foarte mulți oameni care vor să vândă ochelari sau ceașafuri. Bine, nu sunteți acostați, doar vă întreabă frumos, spuneți nu și aia. Nu știu dacă mă credeți, dar sunt în tricou și pantalon scurt și mi-e cald. Foarte frumoasă vreme în noiembrie în Tenerife. Avea primele ore de explorare, bine că pentru mine ea, cred că 4 sau 5 ore că sunt pe insula asta. Fiecare dată vremea bună mă aduce înapoi. Să ne aflăm puțin pe plaja aceasta, Fanabe. O să căutăm un supermarket, de fum de supermarket, o să ne luăm. Apă și alte chestii pentru Anastasia. Dar apoi ne vom îndrepta spre piscină. Să vedem, sunt vreo 2-3 piscine la hotel. O să vi le arăt și pe acele. Așa că ne vedem mai târziu.
după ce am făcut o mică plimbare, să vedem lângă ce plajă suntem aproape, prin fața hotelului, să vedem împrejurimile. Am ajuns înapoi la piscină, pe partea noastră, undeva în stânga, acolo avem și noi un apartament. Vedeți că acest ansamblu, hotelul, e format din vile, cu două etaje. Noi suntem la partea deasupra noastră, mai este cineva. Aici este lângă recepție, partea cealaltă, altă piscine. În stânga, scările spre bar. Și apoi recepția și ieșirea din hotel. Aici am ieșit la plimbare după amiază, după ce Anastasia a făcut siesta o oră jumate și admiram cactușe special, floricele din pietre. Facem o plimbărică de după amiază, ne îndreptăm spre plaja del Duque, plaja mai stâncoasă. Aici ne-am continuat drumul spre Playa de Duque. Am admirat, aici era ca un viewpoint cu băncuțe. Să admir priveliștea, cum apa vine în stânci. Puteai să stai jos și să te relaxezi puțin. Iar mai apoi să-ți continui drumul spre plajă sau pe acele scări în zare, unde ajungeai la un centru comercial mare, se chema Plața del Duque, cu multe magazine, cu branduri cunoscute, dar bineînțeles, cu prețuri pe măsura lor. Iar aici, după ce am luat cina, să văd dacă mai găsesc vreo poză, vă pun alătura, am ieșit puțin vreo oră și ne-am plimbat iar să vedem plaja cu luminițe. După cum vedeți, foarte mulți vânzători din aceștia ambulanți, sau cum se cheamă ei, vindeau genți pe cearșaf, deci strâng repede cearșaful în anii trecuți, când am mai fost acum 2-3 ani. Aveau tehnica asta, cred că la fel cum ați văzut și pe la Paris, la turnul Eiffel, cei care ați văzut, deci strâng repede cearșaful când vine poliția. Toate gențile le iau de pe capete, cu toate gențile înăuntru, pentru a putea fugi mai repede, pentru că nu au voie să vândă așa. Dar după cum vedeți, ei erau în mijlocul străzii, foarte multe restaurante, e în aceeași direcție, spre plaja de Duque. Aici se încheie prima zi din Tenerife 2021. Anastasia, pa, 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 cum faci, pa, pa? Pa, pa! Ne vedem mâine! Pupici!